Adenomul de prostată este o creștere benignă, o hipertrofie benignă a prostatei. Prostata, care este un organ nepereche, o glandă situată sub vezica urinară, și această creștere, deci această boală, pentru că adenomul de prostată este o boală, prostata este un organ, dar adenomul de prostată este o boală, apare cu predilecție în perioada a treia de viață. Sigur, doar la bărbați, întrucât doar ei au prostată. Nu există, după știința mea, niciun fel de predicție a apariției acestei boli. Există, în schimb, o grămadă de mituri populare care spun că o viață sexuală regulată sau activă sau ar duce mai degrabă sau mai încet sau ar încetini sau ar preveni apariția prostatei. Nu există niciun fel de studii care să documenteze așa ceva. Cum de altfel nu există, după știința mea, niciun fel de alte, știu și eu, regimuri alimentare sau diete care să prevină apariția acestei boli. Această creștere se datorează în primul rând unei influențe hormonale și se face sub și datorită testosteronului, care este hormonul masculin, nu? Al caracterelor masculine. Și așa cum am spus, apare în perioada a treia de viață cu predilecție după 60-65 de ani. Unul din primele semne și cel care de obicei aduce pacientul la doctor este faptul că încep să se trezească noaptea să urineze. Asta se cheamă nicturie. Este unul din primele semne care le atrage atenția pacienților și pentru care se prezintă la doctor. Semnul pe care eu pun cea mai mare importanță însă nu este ăsta, ci este acela că apare urinarea cu dificultate, adică pacientul începe să urineze mai greu. Chiar dacă nu își dă seama de lucrul ăsta, pentru că acest simptom se instalează în timp. Și atunci, în cursul unor ani, jetul urinar se modifică, nu mai are forța pe care o avea înainte, începe să cadă din ce în ce mai aproape de nu mai poate fi proiectat cu putere. Pacientul trebuie să aibă grijă să nu stropească în jurul toaletei. Și de ce cred că este un lucru foarte important ăsta? Pentru că această greutate în urinare, în eliminarea urinii, sugerează prezența unui obstacol. Un obstacol care este format și dat de creșterea adenomului de prostată. Creșterea prostatei în cadrul acestei boli, care este adenomul de prostată. Durerea nu este apanajul acestei boli. Dacă însă apare o inflamație, o infecție care se poate suprapune pe preexistența unui adenom de prostată, da, atunci apare și durerea. Durerea este apanajul infecției de obicei. În cazul unui pacient care nu are probleme de genul ăsta, de obicei durerea nu este acolo, nu-l doare. În schimb, ce poate apărea și este absolut neplăcut, este imperiozitatea micțională, adică nevoia de a urina brusc atunci când ai senzația că îți vine să urinezi, trebuie repede să mergi la toaletă. Este sigur un simptom foarte neplăcut și este unul din simptomele care limitează cumva mișcările acestor bolnavi, pentru că sunt bătrâni care refuză să mai plece din casă pe distanțe mari dacă nu știu unde sunt toalete. Cam astea sunt simptomele. Eu le-aș împărți în două categorii mari. Unele sunt obstructive, care țin de faptul că există un obstacol și care pentru mine, ca și chirurg, ca și urolog, înseamnă foarte mult, pentru că denotă faptul că există un obstacol și atunci trebuie să faci ceva. Și cele care, simptome care se numesc iritative, dintre care cel mai neplăcut este acesta despre care chiar vorbeam, imperiozitatea micțională, senzația că trebuie să urinezi atunci când îți vine prima senzație de a urina. Tratamentul adenomului de prostată este individualizat, în primul rând, pentru că depinde foarte tare de gradul de obstrucție al acestei boli, de mărimea acestei hipertrofii, acestei creșteri a prostatei, pentru că sunt prostate mari, sunt prostate mici.
Și atunci, da, există o primă etapă a tratamentului care este medicamentos, iar din tratamentul medicamentos sau în cadrul tratamentului medicamentos există o primă etapă, un prim pas în care poți trata această boală cu plante și cu extracte de plante. Sunt nenumărate produse la cărora li se face reclamă pe toate canalele comerciale și sigur toți bărbații după 60 de ani știu de ele pentru că le-au văzut și s-au interesat. Nu sunt foarte eficiente în schimb, însă într-o anumită etapă, să-i spunem inițială, sunt foarte bune și utile. După care urmează un tratament medicamentos specific, sunt două căi, două tipuri de medicamente, așa cum spuneam, creșterea este dată de prezența în sânge a testosteronului și atunci există o enzimă care inhibă o oarecare reacție enzimatică care duce la creșterea adenomului de prostată și astfel stopează cumva sau încetinește această creștere și există o altă clasă de medicamente care relaxează vezica și planșeul pelvin și există desigur și tratamentul chirurgical pentru că atunci când simptomul principal este obstrucția, atunci trebuie probabil și cu mare probabilitate intervenit și făcut ceva. Aș vrea să spun un lucru, intervențiile chirurgicale există iarăși un mit răspândit în populație și anume că dacă te operezi de prostată, dai în cancer de prostată. Nu există niciun fel de legătură cauzală între adenom și adenocarcinom, între adenomul de prostată și cancerul de prostată. Adenomul de prostată nu se transformă în cancer de prostată, orice ai face. Există, în schimb, aceste boli pot să fie concomitente. Și cancerul de prostată se adresează aceleași grupe de vârstă, acelorași pacienți, de bărbați de vârsta a treia. Și sunt de cele mai multe ori cazuri în care cei cu cancer de prostată au și adenom de prostată. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că dacă trebuie făcută intervenția chirurgicală, atunci nu există cale pe lângă. Există criterii absolute chirurgicale, care dacă nu se respectă, boala evoluează într-un mod în care sau după care este foarte, foarte greu să tratezi pacientul. Pentru că această boală neglijată, că trebuie să spunem și asta, duce la afecțiuni grave ale rinichilor, vezica în primul rând, vezica urinară se decompensează și după aia poți să tot încerci să scoți adenomul că nu prea mai poți să refaci vezica, ajung să se distrugă chiar și rinichii și pacienții vin câteodată cu insuficiență renală cronică și iară e mult mai greu de tratat un astfel de pacient, chiar dacă îl operezi atunci. De aia spun, sunt indicații chirurgicale absolute și dacă aceste criterii se îndeplinesc, atunci pacientul ar trebui operat. Și un al treilea mesaj pe care aș vrea să îl transmit este că operația de prostată nu înseamnă tăiere, nu înseamnă neapărat spitalizare de nenumărate zile, nu înseamnă neapărat sau foarte, nu înseamnă incontinență urinară pentru că pacienții vin cu această temere că nu le dau, o să pierd urină după operație, nu. Și foarte, foarte important, iarăși pentru că este o anumită categorie de vârstă la care bărbații sunt foarte atenți cu viața lor sexuală, nu înseamnă limitarea activității sexuale, această operație. În ultimii ani, această operație se poate face și cu laser. Laser, deci lumină, nu curent electric, așa numitul laser, de care toată lumea știa până acum. Spitalizarea este dramatic redusă, e vorba de o noapte sau de 9 nopți de spitalizare. Vindecarea e mult mai rapidă și operația în sine este mai puțin traumatică.